Andreea iubește frumosul, arta și natura, dar mai presus de toate iubește să scrie. În urmă cu 2 ani era o persoană timidă care nu și-arăta sentimentele și a scris gândurile și trăirile într-un program de pe telefonul mobil. Ulterior, toate sentimentele ei s-au transformat în cărți. Telefonul avea mereu la mine și oricând îmi venea idee sau îmi venea inspirația, scriam. Scriam în ore, scriam pe drum, scriam oriunde, oriunde scriam. Am scris în jur de 2000 de pagini, cred. Pe telefon. Spune-ne câte cărți ai scris? 6 cărți. În cât timp? Într-un aproape 2 ani. Și ai reușit să publici? Da, am reușit să public primele 2 volume din trilogia Căutând fericirea. În romanele sale este vorba de o adolescentă care trece printr-un proces al schimbării, iar în final întâlnește iubirea. Modul în care scrie te face să te regăsești printre personaje. Veți găsi foarte multe părți din mine în cărțile mele, în trilogia Căutând fericirea. Este vorba despre povestea de dragoste a 2 adolescenți care se întâlnesc și schimbă inevitabil destinul unul la altuia. Am fost foarte surprinsă citind cărțile câtă maturitate avea în ele și oarecum un fond psihologic pe care rar îl întâlnești în chiar și în literatura de astăzi. Le-am citit de 3-4 ori. Ce mi-a lăsat în urmă un fel de nostalgie a tinereții, a relațiilor pe care le-am avut în adolescență. Scrie sub pseudonimul Teresa Wojcik, numele ei scris în poloneză. Colegii și profesorii au aflat cine este autoarea, iar acum Andreea este și mai admirată de ei. E uimitor să ai o colegă în clasă care deja și-a publicat 2 cărți pentru vârsta ei. Ai putea spune că este un model de urmat? Da, într-adevăr, chiar este un model de urmat pentru noi care acum poate nu ne valorificăm timpul cum trebuie, iar ea a știut să își valorifice timpul și să facă ceva pentru ea. Ea este văzută cam în același mod, însă acum crește din ce în ce mai mult în viziunea celorlalți și tot timpul a fost într-o evoluție. Am fost extrem de plăcut surprinsă, însă nu mai spun că citind fragmente am remarcat cât de bine scrie. Dacă nu știam că este ea, mă așteptam să fie o persoană adultă, o persoană care are în spate o experiență și chiar poate un studiu academic în privința compunerii literare. Mi-a zis că sub anonimat sau sub pseudonim a publicat o carte. Pentru mine a fost un șoc. Mă așteptam să deseneze ceva, să facă ceva, ceva de design, dar ceva de literatură, efectiv, a fost o surpriză. Șoc și totodată o surpriză foarte, foarte plăcută. După ce va da bacalaureatul, va pleca la București să studieze actoria. Vrea să-și transforme poveștile din romanele ei în filme. Andreea ne-a oferit și nouă câte un exemplar din cele 2 cărți alături de un autograf.